Noi detalii în cazul adjunctului Poliției Capitalei Radu Gavriș, care ar fi participat la o petrecere într-un restaurant din centrul vechi. Polițistul a fost amendat cu 2000 de lei și este cercetat disciplinar. Autoritățile mai spun că în localul cu pricina se aflau două persoane care ar fi trebuit să stea în carantină, nu una, așa cum se anunțase inițial. S-a întocmit dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor și aici vom lămuri foarte multe aspecte apropo de a fost sau nu a fost spațiu închis. Pentru că este un dosar penal deschis pe acest subiect. Acum, ce s-a întâmplat cu adjunctul Poliției Capitale? El a fost sancționat contravențional cu 2000 de lei. Este cercetat disciplinar în acest moment să verifice dacă este sau nu vinovat de abateri disciplinare. Eu am considerat că nu este normal ca domnia sa să coordoneze lupta în măsurile de prevenire și combatere a pandemiei la nivelul Bucureștiului și acest lucru nu se mai întâmplă. Ministrul Afacerilor Interne a menționat că în incinta restaurantului se aflau de fapt trei persoane care ar fi trebuit să stea în izolare la un hotel din București, dar care au încălcat măsura, nu una singură, cum anunțaseră inițial autoritățile. A fost deschis un dosar penal și în acest caz. Tot scandalul s-a iscat vinerea trecută. După lăsarea serii într-un cunoscut restaurant din centrul vechi al capitalei, adjunctul șefului Poliției Capitalei, comisarul șef Radu Gavriș, ar fi fost surprins la o petrecere cu procurori și persoane care ar fi trebuit să se afle în izolare. Ulterior, parchetul a anunțat că a fost vorba despre trei procurori care însă nu ar fi participat la nicio petrecere și care ar fi respectat regulile impuse pe timp de pandemie. Și comisarul șef Radu Gavriș a negat acuzațiile. El a explicat că a stat la o masă cu cinci persoane și atât. Am dispus să mi se prezinte un raport cum au ajuns cu privire la modalitatea în care au ajuns acele informații vineri seara în spațiu public, pe toate posturile de televiziune vedeam imagini, vedeam un așa zis comunicat care nu și-l asuma nimeni. Adjunctul șefului Poliției Capitalei, comisarul Radu Gavriș, a fost detașat la Poliția Județeană Harghita pe o perioadă de 6 luni, însă acesta a obținut la finalul lunii septembrie o hotărâre în instanță prin care detașarea era anulată. Detașarea lui Gavriș a venit după un imens scandal în MAI, atunci când mai mulți șefi din poliție au fost filmați la negocierile cu clanurile interlope după uciderea lui Emi Pian. Gavriș a condus din 2007 până în 2018 serviciul omoruri al Poliției Capitalei.